Parlamentarii se declară oripilați de gesturile de cruzime față de animale, însă, în același timp, nu sunt de acord ca cei care mutilează fără motiv animalele să fie pedepsiți. Astăzi, deputații din Comisia de Agricultură au respins proiectul de lege care prevede închisoare de până la 7 ani pentru cei care torturează necuvântătoarele. De asemenea, au amânat luarea unei decizii cu privire la folosirea animalelor sălbatice la circ. Avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. În România anului 2017, în fiecare zi au loc aproximativ 6 cazuri de schingiuire a animalelor. Pe câteva dintre ele le-am arătat și noi, senatorilor și deputaților. S-au declarat surprinși și intrigați și în același timp au promis că vor adopta o lege care să-i pedepsească pe făptași. Ce părere? Înșelător. Știți că oamenii care au făcut asta nu au pățit nimic? Și știți că mai avem o lege în Parlament care astăzi e dezbătută la Comisia de Agricultură? O veți susține când va ajunge în plen? Închisoare mai mare pentru cei care fac astfel de lucruri? Să ajungă în plen, suntem la Comisia de Buget Finanțe. Sunt convins că vom susține, sigur. Vom susține acest lucru fără niciun fel de problemă. Este înfiorător să întâmple astfel de lucruri. În prima fotografie este o cățelușă căreia i-a fost tăiat piciorul. I-au fost smulși dinții și de asemenea a fost înjunghiată și lovită în cap. În cea de-a doua fotografie este un alt patruped căruia i-a fost tăiat capul cu o sapă. Cel puțin astăzi aceste cazuri au impresionat numai teoretic pe aleși. În ședința Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților a fost respins amendamentul care prevede închisoare între 2 și 7 ani pentru persoanele capabile să tortureze necuvântătoarele. Proiectul de lege care este astăzi în fața noastră este de superficialitate dusă la extrem. Să luăm măsuri să eliminăm câinii vagabonzi cu 42 de boli parazitare. La ședință au luat parte și reprezentanții mai multor ONG-uri care au încercat să-i convingă pe demnitari că într-o țară civilizată nici copiii, nici animalele nu suferă. Numai pe București s-a ajuns astăzi undeva la cât 6-8 infracțiuni de omorâre a animalelor și de cruzime asupra animalelor pe zi. De asemenea, a fost dezbătut și proiectul de lege care prevede interzicerea animalelor sălbatice la circ. Reprezentanții circului Globus au propus, totuși, să le fie permis să se folosească de cai și câini. Dumneavoastră, acum, dacă v-am pune noi să mergeți în 4 labe, ar fi normal sau nu? În niciun caz. Bun, dar un câine e normal să meargă în 2 labe? Nu, în 2 labe. Ce această distinție între celelalte animale și câini și... E foarte simplu, pentru că în viața noastră curentă, atât caii cât și câinii sunt foarte prezenți. Discuțiile pe marginea acestor spețe se vor relua în plenul Camerei Deputaților atunci când se va da și un vot final. În prezent, cei care fac rău animalelor scapă, în cel mai rău caz, cu o amendă. Iar în circurile din țară, mai puțin în capitală, oamenii se distrează copios pe seama animalelor.